Consilierii locali aflați astăzi în ședință ordinară au aprobat un proiect de hotărâre care privește modificarea și actualizarea regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public al Zalăului. Modificările și actualizările regulamentului constau în implicarea de acum înainte a agenților de la poliția locală în acțiunea de ridicare a mașinilor, modificarea orarului de lucru al operatorului de servicii de ridicare și depozitare a mașinilor, precum și impunerea persoanei care solicită eliberarea mașinii ca înainte să dea o declarație pe propria răspundere prin care se autentifică ca fiind persoana care a condus mașina și a parcat neregulamentar pe domeniul public, astfel încât măsura complementară ce se va lua împotriva acestea să fie corectă. Consilierii locali au votat acest proiect cu încă o modificare, adică au introdus o notă prin care se cere operatorului care efectuează ridicările mașinilor să găsească o modalitate de a înștiința proprietarul mașinii ridicate, unde trebuie să se prezinte pentru a-și recupera mașina. Acest aspect i-a făcut pe mai mulți consilieri să propună modalități de înștiințare a proprietarilor mașinilor în cauză, deoarece de multe ori aceștia nu știu ce s-a întâmplat cu mașina lor. Să stabilească modalitatea, da? Să aprobăm în acest moment, în această ședință, și obligativitatea anunțării persoanei. Acum ne formulați cu acest aspect, complet de o cauză suplimentară în regulament, urmând să identificăm noi modalitatea de înștiințare. Modalitatea ta va să fie restul stabilit la astfel. Aș vrea să fac o propunere în acest sens și anume în toate locurile unde este parcare interzisă, există aceste panouri care avertizează lucrul acela, iar în caz de ridicare autovehiculului, ridicați, sunați la numărul, se scrie mai jos pe tabla respectivă, sau o altă propunere ar fi, în locul mașinii să se posteze un panou pe care se scrie mașina dumneavoastră a fost ridicată, sunați la numărul. Respectiv, Spitalul Județean, Spitalul Vechi,